La începutul anilor 2000, o invenție senzațională avea să facă dintr-un român din Bacău subiectul principal în mass media, fie că vorbim de ziare, internet sau televizor. Este vorba despre motorul cu apă, inventat de Gheorghe Bordeianu, un pensionar din Bacău, obiect ce va rămâne multă vreme ceva senzațional, așa cum s-a întâmplat cu primul zbor sau cu primul pas pe lună. Dacă motorul cu apă inventat de Bordeianu va fi produs la scară largă, șoferii vor spune adio benzinei sau motorinei, susține băcăuanul. De altfel, mașina sa nu poluează, consumă puțin și merge cu apă, având un motor 100% ecologic. Inventatorul motorului cu apă, Gheorghe Bordeianu, vrea să facă industrie în România. În vârstă de 57 de ani și născut la Berești, Bistrița, Bordeianu este inginer TCM și a lucrat 20 de ani în fabrica de avioane din Bacău Aerostar. Aici s-a remarcat ca un bun inginer, inovator și inventator. Între multele invenții brevetate în perioada Aerostar de Bordeianu, se numără mașina care prelucra arborele portelice. Dacă această piesă se făcea până atunci în 5 zile, mașinăria inginerului băcăuan realiza arborele portelice în doar 3 ore. Celebritatea însă a căpătat-o în anii 2000, când a vorbit despre motorul cu apă. În doar câteva cuvinte, motorul respectiv funcționează pe baza descompunerii apei în hidrogen și oxigen, astfel putând avea loc arderea. Această invenție a mers atât de departe, încât au început să se intereseze de ea tot mai mulți. Astfel că în anul 2000, băcăuanul a fost invitat în Austria și Statele Unite ale Americii de către oameni din industria auto. Toți se interesau de motorul lui, povestește Gheorghe Bordeianu. De altfel, o publicație austriacă a titrat la vremea respectivă: Gheorghe Bordeianu din România a revoluționat lumea motoarelor. Povestea inventatorului român devine interesantă în 2003, când, fiind în Austria, ar fi fost otrăvit și a stat 2 săptămâni în comă și 3 luni în spital. Bordeianu crede că cineva a încercat să-l ucidă și să îi fure invenția. Anii au trecut, iar ofertele din străinătate au tot curs. Așa se face că în decembrie 2015, Gheorghe Bordeianu a fost vizitat de oameni importanți din America. Iar în ianuarie 2016, l-au căutat pe băcăuan oameni de știință din Italia. În prezent, Bordeianu spune că are un precontract cu o firmă din Germania, pe 10 ani, pentru 1 milion de motoare pe an. Dar de ce nu pleacă inventatorul băcăuan cu invențiile sale în străinătate? Dintr-un singur motiv. Vrea să facă industrie în România, pentru că vrea ca românii să aibă unde munci, pentru a pune pâine pe masă familiilor lor, a fost răspunsul lui Gheorghe Bordeianu. Revenind la faimosul motor cu apă, inventatorul băcăuan spune că acesta este brevetat și că atunci când era montat pe un Sielo, a fost omologat la RAR, Registrul Autoromân. Bordeianu a instalat pe mașina celebrului profesor matematician Florian Colceag un dispozitiv care face ca pentru un drum București-Bacău, profesorul să scoată din buzunar doar 35 de lei. Cum funcționează motorul pe apă? Invenția revoluționară este posibilă mulțumită unui generator de ioni care separă hidrogenul de oxigen, un dispozitiv care, atașat motoarelor clasice, înlocuiește alimentarea cu benzină sau motorină. Ambiția inginerului băcăuan este acum să-și construiască propria fabrică de producere a dispozitivului revoluționar. A obținut brevetul în 1985
iar invenția este acum omologată la Institutul de Motoare Termice din Graz, Austria. Acum Bordeianu vrea să înființeze în Bacău o fabrică de producție în serie a dispozitivului. Inginerul băcăuan a fost convins de faptul că nu va găsi o persoană dispusă să investească în construcția acestei fabrici, așa că a decis să o facă pe cont propriu. A depus un proiect pentru fonduri europene. Creditul este de 2 milioane de euro și este destinat pentru modernizarea atelierului de cercetare. Deține un hectar de pământ la Berești, Bistrița, comuna în care s-a născut și unde vrea să construiască fabrica de motoare. Dacă ambiția sa va prinde contur, în primii 2 ani i-ar trebui vreo 10.000 de angajați, spune inginerul băcăuan. Dar, până atunci, invenția lui Gheorghe Bordeianu nu a rămas doar pe hârtie. Băcăuanul și-a pus în practică invenția și merge de ani de zile numai cu mașini pe care le alimentează doar cu apă sau, la nevoie, chiar cu suc și urină, spune el. Orice lichid care conține hidrogen poate fi folosit drept combustibil pentru motor. Dispozitivul funcționează și cu oțet și cola, chiar și cu urină. Este ecologic pentru că arde hidrogenul și eliberează în aer oxigenul, spune inventatorul. Gheorghe Bordeianu și-a testat mașina la RAR, iar rezultatele la emisia de noxe sunt zero. Mașina lui Gheorghe Bordeianu, un Cielo cumpărat la mâna a doua din Spania, nu rămâne în pană de combustibil decât odată la 60 de zile. Orice lichid s-ar pune în motor, cu 3 litri se poate merge și 5.000 de kilometri. Mașina pe care a montat dispozitivul consuma înainte 10 litri de benzină la 100 de kilometri, a explicat Bordeianu. Gheorghe Bordeianu are o mulțime de invenții despre care spune că sunt brevetate. Surprinzător însă, nu motorul cu apă este vârful de lance. Pentru băcăuan nu mai e ceva wow. Are proiecte mai valoroase decât acesta. Acum lucrează la automobilul 100% electric, dar nu cu baterie. Vrea să facă un motor electric cu autonomie nelimitată, care se va alimenta cu un nou combustibil, energie cosmică. Practic, este vorba despre o aparatură electronică ce este capabilă să capteze această energie din spațiu. Ce nu știu oamenii este că energia există, dar noi nu știm să o captăm, explică Bordeianu. Gheorghe Bordeianu este ajutat de fratele său, Petru Bordeianu, și este susținut chiar și financiar de către cei 5 copii ai săi, absolvenții de studii superioare și care lucrează la mari companii din străinătate. A pierdut deja numărul invențiilor brevetate pentru că nu are bani să plătească taxa de întreținere la OSIM pentru fiecare dintre ele. Crede că sunt peste 100, majoritatea în domeniul mașinilor, uneltelor și a motoarelor. Un alt inventator român care susține că a inventat motorul cu apă este Mihai Rușețel. Motorul cu apă a fost brevetat în anul 2001 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Cu toate acestea, unii îl consideră doar o variantă a bătrânului motor cu aburi. Mihai Rușețel este primul inventator român care și-a scos creația la licitație pe Bursa Română de Mărfuri, cerând pentru motorul cu aburi o sumă de 50 de milioane de euro în 2008, după ce inițial a cerut 100 de milioane de euro. Mihai Rușețel a urmat școala de mecanici de locomotive cu aburi de la Craiova, unde a avut ocazia să întâlnească un profesor de chimie, care l-a pus la curent cu soluțiile alternative de acționare cu aburi a vehiculelor, soluții folosite în cel de-al doilea război mondial.
Principiul motorului inventat de acesta este vaporizarea apei injectate în camera de lucru la contactul cu o suprafață fierbinte, prin calefacție. Prin vaporizare se obține abur, care acționează mecanismul motor, în cazul de față cilindrul, legat la un mecanism de tip bielo-excentric. Zona fierbinte care vaporizează apa este formată dintr-o suprafață ceramică, încălzită electric. OSIM confirmă că principiul prezentat în brevet asigură funcționarea unui motor realizat după acest principiu, ceea ce este suficient din punct de vedere al admisibilității la brevetare. Din punct de vedere energetic, principiul propus, în loc să folosească energia electrică la acționarea unui motor electric, care ar transforma un lucru mecanic cu randament înalt, o folosește la încălzirea zonei de vaporizare, adică drept căldură intrată într-un ciclu cu abur, care ciclu are un randament inferior celui al unui ciclu Carnot, lucrul mecanic obținut fiind net inferior celui pe care l-ar produce motorul electric. Însă, eficiența energetică nu este un criteriu care să împiedice brevetarea unei soluții tehnice. Inventatorul consideră că prin fenomenul de calefacție, moleculele de apă s-ar scinda, folosind energie puțină, în hidrogen și oxigen, apa devenind în acest fel un combustibil, care prin ardere ar elibera mai multă energie. Această viziune contrazice natura fenomenului de calefacție, iar brevetul de invenție nu prezintă nicio soluție tehnică care să determine arderea presupusului format hidrogen. Ca urmare, de fapt, apa nu este folosită în ciclu drept combustibil, cum se afirmă în brevet, ci doar ca agent de lucru, exact ca în motoarele cu abur. Chiar dacă hidrogenul format ar fi ars, presupunerile inventatorului contrazic randamentul mic preconizat de principiile termodinamicii, fapt care i-a fost semnalat de mediul academic, dar care nu este acceptat de inventator. În anul 2007, Mihai Rușețel a prezentat un vehicul acționat de un motor care poate fi comutat de la funcționarea cu benzină la funcționarea cu apă. Oamenii au fost întotdeauna fascinați de cunoaștere și însetați să spargă noi bariere. Povestea băcăuanului Gheorghe Bordeianu, inventatorul motorului cu apă, ne arată că se poate atinge limita imposibilului. Chiar dacă pentru majoritatea dintre noi rămâne de domeniul fantasticului, mașina cu motor 100% ecologic, ce funcționează cu apă sau orice lichid, mai puțin combustibil, ar putea fi mașina viitorului.